la a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 1. Și după citirea textului, rog pe fratele Bucatovici și pe fratele Hegeș să ne conducă în rugăciune. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși, strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să-mi umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, de chibzuință. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-le cu credință și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngăiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine ce ajutor și cât ajutor mi-a dat El în Efes. Domnul să dea har bogat peste cuvântul Lui pentru inimile noastre și harul să se înmulțească prin dragostea și bunătatea Duhului Sfânt în noi. Amin. Ne rugăm Domnului. Mi se pare că ceasul deja a fost schimbat. Eu vroiam să cred că e 10:30 acum, dar e 11, adică 12, aproape serviciul se încheie. Voi avea câteva gânduri numai.
Apostolul Pavel repetă ceea ce Domnul Iisus avea și spunea, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Ideea și cuvântul acesta îl avem repetat în epistola, în scrisoarea Apostolului Pavel către Timotei și iau expresia ca să iau gândurile pe care le spune Apostolul Pavel în legătură cu să nu ne rușinăm. Aici, la Evanghelia după Marcu, la capitolul 8 cu versetul 36 și 37, Domnul Iisus spune în El însuși, cine se va rușina de mine, se va rușina și Fiul omului când va veni în glorie cu Sfinții Îngeri, să nu ne rușinăm. Există o tendință a anonimatului. E poate și o observație personală, dar am observat lucrul acesta și încă de mult tendința sau ispita anonimatului să nu știe prea mulți de noi, să nu știe prea mulți ce credem. Dacă stăm într-un bloc, aproape că nu cunoaștem cine e pe scară sau pe culoar cu noi. Fiecare își intră în cămăruța lui, închide ușa, nu ca să se roage, cum spune Domnul, încuie-te în cămăruța ta, ci ca să fie izolat și să nu mai aibă cu nimeni absolut nimic. Și Domnul Iisus ne spune, e nevoie ca Evanghelia să se răspândească. Primul lucru pe care l-am avut când am format biserica în 1970 a fost să căutăm un program de radio ca să cunoască toți românii despre Hristos Domnul. Eu țin mult să păstrăm programele de radio și să le facem cunoscut cât mai mult și să știe lumea că există aici credincioși. Și astfel biserica să aibă un răsunet, un mesaj. Să ieșim din izolarea pe care o avem. Vedeți, suntem și facem planuri. Putem să facem plan la stadion să ne adunăm, dar dacă nu vine nimeni, degeaba l-am închiriat să facem noi Evanghelie și să chemăm românii. Metoda apostolică a fost cea bună, frumoasă și folositoare. Să mergem și să spunem, duceți-vă, nu stați aici la Ierusalim. Și când ucenicii s-au obișnuit așa de mult cu adunarea mare de mii de persoane, Domnul trebuie să folosească metode foarte drastice ca să îi împrăștie, chiar prigoana. Și prigoana a fost ca toți să se împrăștie și ne spune la Faptele că toți afară de apostoli, rămânem aici ca să vestim Evanghelia și toți s-au dus și au umplut imperiul. Una din lucrurile care pare să fie curios, istoric, nu știm exact cum au pronunțat evreii numele lui Dumnezeu. Ne-a rămas în manuscrise, consoanele, pentru că ei numai consoanele le foloseau
și prin ideea vocalelor era câte un punct sus, câte un punct jos și știau ce, cum să fie. Dar nu știm exact cum se pronunța numele lui Dumnezeu prin tetragramatonul acela, cele patru litere scrise. E scris și acum scribii și unii într-un fariseim foarte pronunțat se spală pe mâini când trebuie să scrie numele, dar nu știm. E Jehova? Poate, pentru că vocalele puse între consoane. Mai recent, unii din cunoștințele rabinice, e Iahve, e numele lui Dumnezeu, cel ce este, cel ce este și rămâne, dar nu se știe. Și dacă spui Jehova, spui, ești influențat de anumite secte, nu... Așa știm și așa scrie și la noi. N-au pronunțat pentru că nu s-a pronunțat numele, e așa de sfânt că rabinii s-au ferit să pronunțe numele dacă în o oră înainte au citit ceva ce nu-i frumos și atunci cu buzele acestea să pronunți numele celui care este atot sfânt. Numele acesta s-a pierdut și e un lucru care e dăunător. Noi numim pe Domnul nostru Dumnezeul nostru și știm ce înseamnă. Cuvântul Domnului vine și spune aici, cine se va rușina, să nu ne rușinăm de Domnul. A fost înainte, vreo 5 ani, când era rușine unora să spună numele Domnului Iisus Hristos, pentru că era judecat ca fiind îngust. Un om care pronunță numele Mântuitorului, a fost apoi o vreme când în adins au spus, dar au spus și numele lui unii care nu erau credincioși, pentru metode politice sau alte intenții ale lor. Numele Domnului e scump pentru noi. Și timbrul vocii Domnului Iisus a fost așa de drag, încât Maria, odată când plângea că Domnul a murit și l-au luat, atunci când Domnul merge după înviere, îi spune un singur cuvânt, Marie, de ce plângi? Marie e numele ei, dar l-a pronunțat Domnul și ea dintr-o dată reînvie la viață și la bucurie. Timbrul și numele Domnului e scump pentru noi. Nu te rușina de mine, nu vă rușinați de Domnul. E gândul pe care vi-l pun înainte și... Cum fratele Dan Bogdan a citit capitolul 1 din 2 Timotei, am zis am să-mi schimb toate gândurile pe care le am în legătură cu predica, așa am să iau ceea ce spune aici, să nu ne fie rușine, să nu ne fie rușine de Hristos Domnul, să nu ne fie rușine de Evanghelie. În textul citit, spune apostolul să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru El sufăr, de dragul Lui, din bunătate pentru El și din cu orice risc, sufăr pentru Domnul. Numele Domnului. Apostolul Pavel spune, e ceva de scandal pentru evrei,
E o nebunie pentru greci cu filozofia lor. Cine încearcă să mai vorbească despre Hristos Domnul în școlile publice din lumea de azi? Ieri îmi spunea o soră după înmormântare, privind așa că au fost mai mulți bătrâni, zice, știți că în Europa, la în Parlament, cea care conduce Parlamentul European a spus să scăpăm odată de bătrânii ăștia, că ne trag înapoi și ne aduc prea mult aminte de Hristos. Să scăpăm de ei și atunci să vedeți ce bine o să fie, că nu mai amintim de Hristos Domnul. Aici e ceea ce în vechime sau în vremea apostolilor era un scandal, era ceva de pricină de potignire să te lovească și să nu mai știi de el. Cineva mă întreba, cum de-ați fost așa de apropiați de familia Secheșan? Cum de v-ați legat așa? Erau vreo 6 sau 7 frați. După servici și mă întreabă, zic, frate, e o poveste așa de lungă, dar noi ne-am cunoscut, ne-am cunoscut când nu era ușor să fii credincios. Le-am adus aminte de anchetele din Arad, e undeva ceva păstrat. Și chiar dacă unii îmi spun, ai mai spus asta de atâtea ori, nu pot să scap de ideea aceasta. Când un Chiricescu sau un Drăgan vin la noi pentru că au auzit și s-a dus în tot Aradul vestea, că în 24 de ore Alexa Popovici trebuie să plece din Arad forțat și biserica întreagă s-a pus la rugăciune, tot am plecat, a trebuit să plecăm, dar s-a legat atunci ceva între noi, ceva care nu se rupe. Când aud de Arad și când aud că a fost atunci în 57, 56, a fost prin Arad, cei care aveau până la primărie, s-au făcut intervenții, nu se poate, trebuie să dispară din Arad Alexa și cu toată familia, copii mici, ne-am pus să facem bagajele ca a doua zi să ne spună că plecăm. Mirare, când am ajuns, toată gara era plină de credincioși și am înțeles dragostea. Deci, să nu vă supărați dacă încerc și eu, ca și Ioan Apostolul, să aduc aminte bisericii mai mult de dragostea pe care trebuie să o avem între noi. Am amintit ceva ieri, dar erau, nu știu, 7-10 oameni, fiindcă mă iubește, spune Psalmul 91, ca și cum e argumentul cel mai mare care atinge inima lui Dumnezeu. Ultimul verset, fiindcă mă iubește, de aceea îl voi izbăvi. Dar suntem legați în legământ, avem legământ cu Domnul, un legământ tare și totuși Mântuitorul spune, fiindcă mă iubește, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu, suntem împreună totdeauna, când mă va chema îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi, îl voi proslăvi, voi turna slava mea peste el.
Aici sunt făgăduințe pe care nu le putem imagina noi ce glorie pune Domnul în cuvintele acestea. Îl voi sătura cu viață lungă, să se sature de viața asta, să dorească altă viață și îi voi arăta mântuirea mea. Ce spui, Doamne? Și toate acestea, fiindcă mă iubește. E aici atâta slavă în făgăduințele lui Dumnezeu declanșate de un singur lucru, fiindcă mă iubește. Și noi n-avem decât să-L iubim, să-L cunoaștem. Și cine îl cunoaște pe Dumnezeu ajunge să-L iubească. Să nu ne rușinăm de Hristos Domnul. Am mai putea vorbi aici să nu ne rușinăm de Evanghelie, să nu ne rușinăm de poporul lui Dumnezeu și putem găsi versetele acestea. Nu vreau să spuneți, a rămas el acasă și... Sunt trei lucruri pe care vi le voi repeta. Să nu ne rușinăm de Evanghelie, să nu ne rușinăm de Cuvântul lui Dumnezeu niciodată, să nu ne rușinăm de Hristos, Domnul Mântuitorul nostru, ci să-L mărturisim și să nu ne rușinăm de Sfinții Domnului între noi. Acesta e mesajul pe care vi-l pun pe inimă și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea în harul Lui puterea să ieșim în față, să ieșim, să fim gata de mărturie. În cuvântul Domnului avem parțial spus Apostolul Pavel, spune pentru aceasta, pentru numele Lui, sufăr și nu vreau să mă rușinez de El. Îl avem pe Luca, a fost spânzurat de un măslin în Grecia, îl avem pe Marcu, care a murit în Alexandria, după ce a fost târât pe străzile orașului. Uitați-vă cine se încrede în Hristos Domnul. Și el, Marcu, care a vorbit și a spus despre Domnul, recita cuvintele lui Domnului Iisus Hristos cu mult curaj, nu s-a rușinat. Luca, cel care făcuse medicina și cunoștea unul din cei mai erudiți dintre ucenicii Domnului și cei care l-au iubit pe Domnul spânzurat în Grecia, Ioan, turnat într-un cazan cu un de lemn, când vă ardeți așa, poate puțin, de scânteile care sar din tigaia de ulei, gândiți-vă ce a simțit Ioan când a fost turnat, când a fost băgat într-un cazan cu ulei fierbinte. Iacob, fratele Domnului, aruncat de pe streașina templului, pentru că spunea că El este Domnul, El este Fiul lui Dumnezeu. Iacov, care a copilărit cu Domnul când trăia pe pământ, sau Andrei, Andrei, fratele lui Petru, răstignit pe o cruce, despicat apoi în două, fiind răsignit. Chinurile sunt puțin prea mari, când le citim, ne gândim și toate pentru că au mărturisit pe Domnul, pentru că au vorbit despre Domnul Iisus Hristos. A fost ceva de har că Domnul a ales niște pescari, oameni dintr-o bucată. Eu sunt creștin, orice ați face, eu L-am cunoscut pe Domnul, fiindcă mă iubește, de aceea îl voi izbăvi. Și cuvintele acestea răsună peste veacuri cu făgăduința Domnului pe care o are pentru toți cei ce-L iubesc. Numele Lui să fie binecuvântat în veci pentru harul pe care ni-l dă, ca și noi să-L cunoaștem, să-L iubim,
să vorbim despre El, să spunem altora că El e viu, că trăiește și că va veni din nou. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.